Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Manifest. Asfaltările și drumurile care au nevoie urgentă de reparații au fost aduse din nou în discuție în Consiliul Local Sighet. Unul dintre consilierii locali a cerut explicații privind lucrările care s-au făcut și care urmează să se mai facă anul acesta pe străzile din oraș. Vreau să întreb pe domnul Șuștic, anul ăsta, în plan teoretic, nu putem spune că o să ne străduim să cheltuim banii, așa o declarație destul de evazivă și de insuficientă, ca să zic așa, incompletă. Aș vrea să întreb anul ăsta la Sighetul Marmației, ce asfaltări se mai fac, pe care străzi urmează a fi pus acea variantă cu dublu strat și înțeleg că era vorba de sosirea unei companii care să folosească o nouă tehnologie cu un nou utilaj care de mult, de fapt, este în județul nostru și face lucrări inclusiv lângă Baia Mare, lângă Vișovoșa. Câte străzi sunt luate în calcul pentru a fi asfaltate cu acel utilaj care știm că, teoretic, e cea mai performantă modalitate de a repara străzi astăzi în țara românească, în afară de evident de asfalt. Vis-a-vis de asfaltările de care vorbiți, eu am făcut o declarație optimistă, având în vedere că de-abia acum ați făcut rectificarea de buget. Eu nu știam de această rectificare, ieri am aflat. Deci nu era prevăzută în planul nostru de asfaltări. Mai mult decât atât, nu puteam să promit decât faptul că vom face cât mai mult din acel proiect. Referitor la dublu strat, la tratamentul cu dublu strat, am început acel tratament în urmă cu 2 ani, pe strada Căprioară. Am revenit în 2016, în toamnă. Am revenit în 2017 cu mai multe străzi, respectiv Bălcescu, Bolintineanu, Căprioara a fost finalizată complet, Câmpul Negru, Pandurul în sfârșit, mai multe străzi. După perioada de iarnă au apărut anumite probleme, am evitat constructorul să rezolve acele probleme fiind în perioada de garanție, iar anul acesta am hotărât să nu mai facem acel tratament până nu se rezolvă în totalitate lucrările făcute un an înainte. De aceea anul ăsta nu s-a mai făcut tratament cu dublu strat. A apărut o comandă pentru strada Petriței și pentru porțiunea de lanțul Baciului dintre Vadul Izei și Valea Sejanului, care a rămas neasfaltată după lucrările de modernizare din zonă. Deci anul acesta am făcut strict strada Petriței și acea stradă cu acel tratament dublu strat. Referitor la strada Lazul Șesului, care a apărut ulterior, m-am deplasat în teren, am discutat cu doamna Uros, care m-a invitat să văd cum arată strada. Am promis că vom rezolva problema anul acesta, dacă ne permite timpul, sau cu acel utilaj de care vorbeați, domnul Uros, este o soluție, eu zic, mult mai performantă decât tratamentul cu dublu strat, având în vedere că este un reciclator care preia materialul existent de pe drumurile pietruite, le amestecă cu un liant și le așterne pe acele drumuri. Tehnic vorbind și părerea mea este că este cea mai viabilă soluție pentru străzile din municipiul Sighetul Marmației, având în vedere că avem undeva la 70% din străzi neasfaltate. Acum, la începutul octombrie avem promisiunea că constructorul va veni cu acel utilaj în Sighetul Marmației, va face primele lucrări. În primă fază va face din pe cheltuiala lui o suprafață de jur sau lungime de 200 de metri linear. Iar în funcție de rezultatele pe care le vom obține, pentru anul viitor vom stabili un program
de lucru pe străzile pe care le, eu știu, o să propun Consiliul Local un program și îl vom discuta și o să am, după ce o să am aprobarea Consiliului Local, vom trece la lucru. În această perioadă, sincer vorbind, este riscant să facem pronosticuri și să ne aruncăm cu promisiuni că vom face, că vom trece. E luna octombrie, deci nu ne putem aștepta la vreme bună. Mai mult decât atât, pentru dublu strat este necesar cel puțin de 7 zile succesive de temperaturi peste 20 de grade. Deci pentru dublu strat, sincer vorbind, nu sunt foarte optimist. Cealaltă tehnologie, dacă va fi și dacă vom considera că este viabilă, oricum veți fi invitați și noastră când va fi acea prezentare a lucrării, cu acel tip de lucrare se poate lucra până undeva în luna decembrie. Deci nu este necesară. Nu este dependentă de. Nu este dependentă de starea vremei, bine, să nu fie foarte multe. Da. De aceea, și la având profite de situație că a fost și prezentată și acea problemă pe strada Lazoșesului, consider că prin una din cele două variante se va putea rezolva în această toamnă, să zic așa, primul tronson de pe Lazoșesului, fără străzele adiacente. Ce vreau să vă spun, da, eu am văzut în două comune, într-o comună, 4 km de drum comunal reabilitat sau până de la zero cu formula asta pe care noi discutăm, în altă comună 6 km, am văzut lucrări făcute în acest sistem și sunt făcute de o firmă de rezonanță națională care au utilajul ăla care, din câte știu eu, poate intra pe uniță, ca să-l exprim așa, de la 2,5 metri lățime până la 10 metri la recază, până la trece mai multe ori. Deci utilajul există și cum spune, am văzut lucrări finalizate în acest județ și nu acum, am văzut acum două primuri. Mă rog, nu este asta important. De altfel, niciodată n-am agreat acel dublu strat care nu înseamnă nimic, dar e un dublu strat, ăla e, așa cum am mai și spus de altfel, e teoretic o formulă tehnică, eu știu, de tot strada a șoselelor. Cine mai mult? Dincolo de asta, nu știu, că eu m-am întrebat ce ați făcut anul ăsta. Ce ați făcut ca idee, ca să știu, pentru că și eu am avut anumite amendamente la începutul anului privitoare la anumite străzi. Și vreau să înțeleg, până la finalul acestui an, o formulă nouă, eu știu, de asfalt, ce aveți în proiect anul ăsta? Ce se mai întâmplă anul ăsta până la finalul anului? Și mă refer la străzi de abilitate sau unde se intervine. Și nu mă refer acum, ca pe strada Solovan, de exemplu, la plombarea aleatorie a grofilor din stradă. Mă refer la intervenția pe stradă, ca tata. Mulțumesc. Acum, dacă vă interesează strict strada Solovan, vă spun sigur că nu se va interveni acolo, pentru că acolo este asfalt. Mă interesează toate străzile, că nici toată nu a spus să se intervine. Nu despre asta. Bineînțeles. Deci, pe strada Solovan este asfalt. Nu este asfalt. Nu despre asta discutăm. Aveți un plan sau nu aveți un plan anul ăsta pe intervenție? Nu știu cum lucrați. Era o senzație că nu știm. Planul a existat la începutul anului. Acum suntem la sfârșit de anul. Ce plan să mai avem cu asfalt dacă vine iarna? Deci nu mai ales. Gata. Ați oprit asfaltul anul ăsta mai nu am oprit. Este acel proiect, nu știu, cred că n-ați citit mapa, domnul Mătos. Am citit, da. Este un proiect pentru cele 5 străzi care urmează a fi asfaltate, respectiv strada Basarabiei, strada Plevnei, strada Mihai Inescu, Iuliu Maniu și Vasile Alexandrie. Deci sunt cele 5 străzi. Acum ați dedicat mâna pentru cele idei. Care înțeleg că le asfaltați anul ăsta. Păi eu asta am și spus. Asta în funcție de... Ați văzut? Asta era întrebarea. Sigur. Păi, dar nu, dar aveți acolo în mapă. Era mai sigur să citeți. Nu puteți că plouă linge și nu știam. Sigur, ați înțeles. Mulțumesc, domnul Tomșar. Da. Stimați colegi, domnule primar. Tot vorbim de strada Mihai Eminescu cu accident de rare care se întâmplă aproape în fiecare zi. Și nu știu, acum...
Comisia de circulație, eu nu mai știu cine este SNA, cine nu este, dar e omul la stadion de două ori pe săptămână pe acel drum. Nu se poate să nu se întâmple când toate mașinile sunt parcate la 5 metri de la intersecție. Nu se vede. Devin un pericol în circulație când vin. Dacă vin, ești pe cercul orașului, mașinile pe partea dreaptă sunt parcate, îți apare dintr-o mașină, mașină care intră în tine, nu te asigura. Nu știu ce lucrează poliția. Nu văd o amendă pusă pe ăsta, nu văd un polițar odată acolo. Trec de două, trei ori pe zi, nu văd pe nimeni acolo. Dacă mergem acum în acele intersecții, sunt mașini parcate la 5-6 metri de intersecție. Avem poliție, avem poliție locală, avem poliție națională, avem circulație, toți ne opresc de un vârf și ne dau fiore și ne fac tot, dar unde trebuie, la lasă, ne folosim, de ei nu ne folosim. În fiecare zi se întâmplă accidente. Și să știți că din cauza parcărilor alea se întâmplă cele mai multe accidente, că nu este accidentale. Sau să se pună semne de circulație, 50 de metri de intersecție, să nu se parcheze sau să facă ceva acolo. Nu trec o dată, într-o săptămână, să nu văd o ciocnire acolo. E bine că le vedeți. La noi nu s-au mai raportat de o luni de zile pe mine. Dar foarte rău. Am o problemă. Aș avea o problemă care vă rog să dă un primat, executivul, tehnicul care suntem. Cu iluminatul public. Am văzut acum a fost o ridicare, nu ne ajung bani. Se consumă foarte mult curent pe iluminatul public. Nu știu. Trebuie reabilitat. Avem becuri din alea bec care consumă foarte mult. Trebuie gândit tehnicul să facă să ne putem reduce. Am văzut comune în județul ăsta, care prin schimbarea sistemului și a becului și-a adus un sistem nou, s-au înjumătățit consumul. Noi avem un consum foarte mare. Vă rog, nu știu, aveți specialiști în primărie, să gândească pe fonduri, pe ce s-au gândit, să mai schimbăm acele becuri, sunt ceva becuri mari, de 200-250, care consumă foarte mult. Și avem foarte multe din alea. Ar trebui gândit ceva. Anul viitor avem un proiect de genul acesta. Simplul lucru este că va trebui să încercăm să susținem financiar acest lucru. Chiar dacă investiția care o dăm la început de an, să schimbăm, de exemplu, 200 de corpuri de iluminat în zona centrală, o recuperăm până la sfârșitul anului. Trebuie să încapă în buget. Va trebui să încapă în buget. Văd că v-am spus, este, nu ajunge. Ne vin facturile și ne obligă să întâlnim. Fiecare rectificare, mai completăm, mai dăm bani. Sunt banii noștri care din buget nu putem face altceva cu ei. Vă rog frumos, gândiți-o tehnic și suntem la dispoziția noastră să ajutăm cu hrădării consilocate modificare. Vă la mulțumesc. Am vorbit toți colegii, dacă mai vorbim și tu să se întâmplă. S-a făcut acea documentație. Este, știi, trebuie să știi. La iluminatul public, eu am studiat destul de bine. Ca orice lucru mai în cap, niște amendamente și acolo, niște soluții tehnice și mai bune. Povestea este următor. Dacă noi am avea un serviciu care să se ocupe de iluminatul public, am putea face toate aceste investiții, hai să nu zic la jumătate, dar aproape la jumătate, prețul față de firmele care fac acest lucru. Acum s-au fixat niște fonduri, și în multe comune din zonă s-a făcut lucrul ăsta, s-a reabilitat iluminatul public, s-au montat niște corpuri de iluminat cu LED, dar care sunt foarte scumpe. Sau, mă rog, firmele respective le-au vândut foarte scump. Noi ne-am mai dat serviciul nostru propriu. Noi putem să facem lucrul acesta foarte simplu, treptat, în etape și din economiile pe care le-am face la factura de energie, am putea recupera în timp acești bani. Eu am făcut la un moment dat un calcul, i-am cerut și la domnul Șurțic o situație, acum nu mi-aduc aminte exact câte corpuri de iluminat ar trebui schimbate, dar din ce am văzut eu, cred că în 4, maxim 5 ani putem recupera întreaga investiție. Deci noi la nivelul din economia la facturile electrice. 4.000 de corpuri. 3.900 și ceva. Da. 4.000 de corpuri de iluminat. Bun. Se poate începe cu cele care sunt consumatori, care sunt consumatori mari. Pentru că sunt și becuri mai noi care consumă mai puțin. Alea pot fi lăsate mai la sfârșit. Se poate plăua treptat, tapizat pe străzi și un lucru care chiar cred că ar trebui făcut. Și oportun. Mai ales acum că putem găsi corpuri iluminat la prețuri foarte bune. Piața e largă. Nu mai sunt niște lucruri care
sunt considerate tehnologie super nouă și sunt foarte scumpe, cum erau la început. Acum sunt foarte accesibile și putem să le luăm. Păi, haideți să facem un fel următor. Să rugăm pe domnul Codrea să ne facă o primă eșalonare a străzilor, venim cu ele aici, le aprobăm la prima ședință de buget al 2019. Problema esențială e serviciul. Să avem serviciul să putem să facem lucrurile acestea. Că în momentul de față nu prea avem cum, nu suntem autorizat la NRE, nu suntem nici încolo, nici încoace. În primul rând, trebuie să avem un serviciu. Pentru că dacă noi dăm unei firme să ne facă treaba asta, să reabiliteze luminatul public... Tu, Ionuț, dar dacă le achiziționăm noi și eventual avem sculă și dăm scula noastră, corpurile și licență. Păi dacă avem sculă, licență, și autorizare și tot. Haideți să facem un serviciu așa cum trebuie. Ar fi cel mai benefic și cel mai economic. Da, cel mai și poate dacă nu avem 5 oameni de spus, 5 oameni în PRB, nu se mai avem. Avem PRB. PRB-ul este. Nu se mai avem. PRB-ul va fi funcționat, probabil să nu care după ce se ieșcirizează. Dacă avem serviciu performant din oraș. Se poate începe. Se poate începe și în 5 iarni se poate lucra. E un pic mai complicat. Nu, eu nu. Haideți la prima ședință de Consiliu Local. Adu PRB-ul aici și pune-l să-l vadă toată lumea. Nu toți l-au văzut. Avem un PRB în sal care ridică la 22 de metri. E unul din cele mai bune. E cel mai performant de sigur. Dar e sigur așa performant. Pentru că nu s-a rezolvat problema cu serviciul. Asta e toată problema. Trebuie făcut studiul ăla de oportunitate și clarificat. Se dă la o firmă sau se face serviciu? Că... Am aprobat acum 3 luni. Nu, dar studiul de oportunitate trebuie prezentat. Și dar trebuie aleasă forma de gestionare. Directă sau se... Gestionare directă, cel mai bun, dar trebuie făcut, e hârtiile alea. Nu te poți autoriza NRE fără documente. Bineînțeles. Trebuie hotărâre de consiliu, trebuie... Trebuie aprobate cele 5. Și poate dacă se terminat public, 5 ori. Asta e rezolvat. Nu e chestia că ai un an de zile, ai ani de zile de lucru. Pentru că trebuie făcută mentenanță. Și dacă ești autorizat la NRE, poți să faci mult mai multe lucrări. Poți să faci lucrări de investiții, poți să faci... Bine, acum prestări servicii nu o să facem noi. Nu prestări servicii, doar pentru oraș. Doar pentru oraș. Haideți să uităm câți bani am cheltuit pe fel și fel de lucrări. Consiliul Local Sighet a aprobat la sfârșitul lunii septembrie rectificarea bugetului local consolidat al municipiului pe anul 2018, precum și modificarea listei de investiții aferente. Prin această rectificare s-a majorat bugetul local cu suma totală de 2,68 de milioane lei, bani care au fost repartizați pentru mai multe investiții. Proiectul numărul 1 pe ordine de zi, proiect de hotărâre inițiat de primarul municipiului Sighetul Marmației, privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat al municipiului Sighetul Marmației, pe anul 2018, precum și modificarea listei de investiții aferente. Dacă sunt intervenții pe acest subiect, pentru că doamna director economic nu este așa, în calitate de președinte a Comisiei de Buget Finanțe, o să încerc să explic măcar în linii mari la această rectificare de buget. Este vorba de o rectificare pozitivă, în sumă de 2.686.049.000 lei. Deci 26 de miliarde de lei de interesul tuturor. Această sumă provine în proporție covârșitoare de la bugetul de stat, o mică parte și de la dinsuse proprii, ca să zic așa, din vânzări de spații. Asta pe partea de majorat. În vederea echilibrării, această sumă se duce în următoarele direcții. O să prezint câteva elemente. Suma de 53.000 de lei, deci 530 de milioane, se duce la grădinița 7 și la școala numărul 5 pentru lemne. O sumă foarte mare, de 1.703.000 lei, deci 17 miliarde, se duce pe partea socială, la asistenții personali, deci drepturile asistenților personali ai persoanelor cu handicap. De asemenea, tot pe partea socială, o sumă de 300.000 de lei, se duce sub formă de gratuități
la Marea Nord, la transportul urban. Mergem mai departe. O sumă de 165.000 de lei, deci 1.750.000, se duc la partea de locuințe, servicii și dezvoltare publică, respectiv 125.000 de lei pentru iluminatul public, pentru plata iluminatului public, și 40.000 de lei pentru pavazarea orașului cu ocazia sărbătorilor. Pe partea de protecție a mediului s-a alocat suma de 323.000 de lei, deci 3.400.000, din care 320.000, deci 3.200.000 pentru serviciile de salubrizare, pentru plata serviciilor de salubrizare, și 19.000 de lei pentru cotizația la Dunăra Mureș. Avem o sumă de 60.000 de lei care merge la Centrul Cultural. De asemenea, 100.000 de lei merg la Clubul Sportiv Municipal, la, în special la echipa de basket. Și 100.000 de lei merge la Marea Nord, sub formă de subvenții. Deci, în total, la Marea Nord, dacă luăm partea de subvenții și partea de gratuități, se duc în total 400.000 de lei, deci 4 miliarde. Cam astea sunt, în linii mari, direcțiile în care se duc banii. Bineînțeles că toate aceste sume, prin repartizarea lor, nu sunt rectificarea, adică banii veniți nu ajung pentru toate aceste sume și, drept urmare, au loc și o modificare a listei de investiții. Așa cum este prezentată mai jos, cea mai importantă modificare la lista de investiții este alocarea sumei de 335.000 de lei la școala Ion Mihai Biafra în vederea finalizării sălii de sport. Bani care provin, dacă bine văd eu aici, de la Direcția Venituri, 200.000 de lei prin renunțarea la proiectul de reabilitare birouri, la Direcția Venituri, și diferența de 145.000 de lei de la blocurile din zona Flux, prin renunțarea la proiectul de iluminat, branșamente și raportul la rețelele edilitare, gaz, apă și canal. De asemenea, dacă ne uităm mai jos, o modificare importantă este cea referitoare la refacerea stratului de uzură din zona centrului. Da? După cum bine vă aduceți aminte, au rămas niște bani, 183.000 de lei, care noi i-am mutat de pe zona centrală pe străzile adiacente, da? Având în vedere perioada scurtă până la sfârșitul anului toate procedurile care trebuie făcute, executivul primăriei a gândit că este mai bine ca această sumă să o transferăm urbanei, urban având astfel posibilitatea de a executa aceste lucrări mult mai repede. Dacă bine am înțeles, că asta fi explicația principală. Cam despre asta ar fi vorba la rectificarea de buget. Referitor la modificările de care spunea domnul secretar, am primit o modificare a acestui proiect și vedeți că este boldat ceea ce s-a modificat. Dacă ne uităm la articolul 7, o să vedem că o sumă de 30.000 de lei se diminuează de la proiectul Rom-Armația, și 15.000 lei de la lucrări de cadastru domeniul public. Toată această sumă, de 16.069.000 lei, se duce spre achiziția unei mașini la poliția locală. Din câte am înțeles, acea mașină de serviciu care au domnii de la poliția locală este terminată, are 200.000 de kilometri, reparațiile costă foarte mult și cred că ar fi oportună achiziția unei mașini noi. Este vorba despre o Dacia MCB. Aceeași mașină care o au acum, numai practic este nouă.